Hei, salutare! Eu sunt Adriana și îți urez bun venit la un nou episod din lecția de călătorie. Astăzi îi veți cunoaște pe Georgiana și Sebi sau Born to Travel. Ei călătoresc foarte mult, doar în ultimii 3 ani au văzut vreo 40 de țări. Sper să nu greșesc cu nimic, să ne povestească imediat mai multe. Sunt doi români pasionați de călătorii, împărtășesc toate experiențele lor pe rețelele de socializare. Locuiesc în Elveția, iar astăzi o să discutăm atât despre destinațiile pe care ei le-au văzut, dar și despre viața în Elveția. De la locuri frumoase de vizitat până la mâncare, obiceiuri localnice, fel și fel, o să aflați foarte multe lucruri interesante astăzi, așa că haideți să-i cunoaștem împreună pe Georgiana și pe Sebi. Bună și vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a apărea într-un nou episod din lecția de călătorie. Și aș vrea să încep prin a vă ruga să-mi spuneți câteva cuvinte, prin a vă prezenta. Salut! Noi suntem Georgi și Sebi și suntem emoționați. Suntem pe la borntotravel.ro. Da, suntem oameni din spatele site-ului borntotravel.ro. Suntem călători part-time, pentru că asta facem, călătorim în timpul nostru liber. Scriem despre călătoriile noastre, arătăm poze, facem filmulețe. Și acum am început să ne facem și un canal de YouTube, dar suntem încă la început. Da. Eu vă urmăresc destul de mult și pe Instagram și pe YouTube. Chiar dacă sunteți la început, mie îmi plac foarte mult vlogurile, mai ales că ați publicat din Santorini. Au fost foarte frumos și un pic din Portugalia. Mi-a plăcut foarte mult că mă interesau destinațiile și le urmăream. Și de pe Instagram la fel. Sunt convinsă că o să fie o discuție foarte interesantă. De unde sunteți voi din România? Noi suntem amândoi din Arad, dar în ultimii 5 ani nu am mai locuit în Arad. Mergem în Arad în vacanță. Da, de 2-3 ori pe an și da, cam atât. Locuiți acum în Elveția. În Elveția. De ce? Poftim? De 5 ani locuim în Elveția. Super. Și proiectul Born to Travel, cum a început? Când a început și de unde? E foarte ciudat, pentru că nu am avut așa un moment din alea în care, gata, acum muncim să facem blog. A fost așa că am început să călătorim în 2016 destul de des, am început să ne setăm anumite obiective și ne-am dat seama că asta ne place și... Cred că momentul în care am zis că aș vrea să fac un blog, să-i ajut pe oameni să-și planifice mai ușor vacanțele, a fost atunci când noi ne-am dus într-o vacanță, fără pic de informații, total dezorganizat, nu știam ce să facem, unde să mergem, ce tren să luăm de la aeroport, unde să mâncăm, ce să vedem, deci nu știam absolut nimic. Și am zis că ce-ar fi ca eu să îi ajut pe oameni să nu fie cum am fost noi. Cumva să ne avem toate informațiile, noi să mergem să vedem locurile, să călătorim, să descoperim locuri, nu știu, culturi noi și să scriem despre asta și cumva să-i ajutăm pe oameni și în același timp să-i inspirăm să meargă în direcția asta a călătoriilor. Cum s-a născut, noi am început practic prin dorința de a vizita capitalele europene. La capitalele europene, pe lângă Berlin, în Germania, mai este și München de văzut, după aia stai că mai este nu știu ce să tuc pe undeva și așa treptat ne-am mărit aria. Și am ajuns la concluzia că vrem să vizităm toate țările din Europa, după aia anul trecut ne-a venit nouă ideea de a vizita 100 de țări din lume, avem și lista, bineînțeles. Am văzut și noi la alții și am zis că... Da, facem și noi. Da. No. La ce număr sunteți? La 40? 40, da. Da. 40. 39 sau 40, da. E bine. Cam în câți ani? Nu știm, pentru că nu ne-am setat așa un obiectiv foarte clar. Vrem până în 2025 să vizităm, pentru că de multe ori ne mergem de 3-4 ori în aceeași țară în decurs de un an, doi. Și nu, scopul nostru nu e să vizităm neapărat 100 de țări, dar să vizităm mai multe locuri din țările în care mergem, știi? Pentru că dacă vizitezi Roma, nu prea se pune că ai văzut Italia, pentru că Italia e foarte mare și sunt foarte multe locuri de văzut acolo.
Așa că nu avem un deadline. Nu. Pur și simplu mergem când putem, vizităm locurile care ne plac, revenim în țările în care ne-am simțit bine și atâta tot. Și uite, mi-am adus aminte că blogul acum 3 ani a fost un cadou de ziua mea pe care mi l-am făcut singură. Aveam deja contul făcut de foarte, foarte mult timp, dar nu aveam curajul să mă pun să scriu. Și am fost în Malaga și ne-a plăcut extrem de mult și când am venit din Malaga am zis acum eu mă pun și scriu un articol și am scris cam tot ce mi-a venit prin cap, tot ce mi-a trecut, încă mai am articolul pe blog. Și atunci a început totul, acum 3 ani. Da, da. În martie sau aprilie. În aprilie. Da. Oricum, blogul am văzut că este foarte stufos, așa, adică mie, eu prima oară când l-am deschis, m-am rămas un pic impresionată, pentru că mi se părea revistă, mi se părea foarte informativ și destul de stufos. Și foarte frumoase articolele, adică chiar invităm pe toată lumea să intre pentru că o să găsească multe, multe destinații. Mi-ați spus că locuiți în Elveția și vreau să ne povestiți câte ceva despre viața acolo, nu știu, tot așa, un pic de la început, un pic retrospectiv. Ce vi se pare mai interesant? Ce v-a plăcut? Cum ați luat decizia de a vă muta? Mai degrabă putem să zicem că Elveția ne-a ales pe noi decât noi am ales Elveția. Pur și simplu noi cochetam de mult cu gândul de a pleca din România, de a încerca altceva, cel puțin profesional. Nu ne-am gândit niciodată că să ne stabilim în alt loc. Dar pur și simplu o altă experiență. Și Elveția, oferta de Elveția a venit la momentul potrivit. Chiar când dorința era cea mai mare. Noi am mai avut câteva ocazii de a părăsi România pentru Germania și altul cu jobul. Dar oferta din Elveția a fost cea mai bună din mai multe puncte de vedere. Nu știu, că mi s-a părut că Elveția e o țară destul de interesantă și mi se părea că e așa o experiență unică să vii să locuiești într-o țară despre care știi prea puține lucruri. Nu știam foarte multe lucruri despre Elveția. Ceasuri, Elveția, ciocolată și Zürich. Da, exact. Și bani. Da. Și bănci. Exact. Da, cred că în principiu cam asta știm așa despre Elveția, dar nu știu, cred că este o destinație de top în lume, nu doar în Europa. Și nu mă refer doar la stațiuni de schi, montane. Din ce am văzut, eu din păcate nu am ajuns încă, însă, nu știu, povestiți-ne mai multe. Da, e o destinație interesantă și oamenii tind să se evite Elveția din prisma banilor, pentru că, adevăr, e o destinație scumpă, dar noi suntem de părere că orice destinație scumpă poate fi făcută și cu un buget limitat. Poate nu, poate același buget. Exact. Merge noi am fost și în Norvegia, am fost și în Danemarca, am fost în Suedia, am fost în Finlanda, care sunt probabil cele mai scumpe țări din Europa. Și nu putem să zicem că am cheltuit foarte mulți bani. Tot timpul am căutat hotelurile cele mai bine poziționate și totodată ok ca și preț. Și n-am mâncat în cele mai luxoase restaurante. Și același lucru se aplică și în cazul Elveției. Poți să faci și cu un buget redus. De exemplu, anul ăsta noi am fost nevoiți să călătorim în Elveția mai mult din cauza restricțiilor și am vizitat partea franceză. Nu am fost niciodată acolo pentru că în celălalt capăt era țării, la față de locul în care stăm noi. Și am încercat să facem cât mai low cost cu putință, în ideea în care nu ne-am cazat la un hotel, ne-am găsit un Airbnb într-un sătuc uitat de lume. Avantajul nostru a fost că am fost cu mașina și am fost foarte flexibil în privința cazării. Da, după aia n-am mâncat, cred că nici nu erau deschise restaurante. Nu erau. Și am fost nevoiți să mâncăm de la supermarket și cred că am avut cel mai fain prânz și cea mai faină cină cu mâncare luată de la supermarket și stăteam pe malul lacului și mâncam. Și a fost genial, adică nu știu, un hotel sau un restaurant n-ar fi putut să ne ofere ceva mai frumos de atât. Și asta încerc să zic, că se poate face și cu un buget mediu, ca să zic așa. Cum de altfel, cum ai zis și tu, că mergi într-o țară scumpă și nu cheltui foarte mulți bani, dar în același timp poți să mergi într-o țară foarte ieftină și să cheltui o avere. Totul depinde de fiecare. Exact. Mi s-a întâmplat și asta. Da, mi s-a întâmplat să facem și lucruri de genul. Exact. Și de multe ori, nu știu, sunt stereotipuri. Spre exemplu, mie mi s-a întâmplat foarte mult aici în Spania, adică eu
auzeam peste tot că în Spania mergi în sud, că e mâncarea foarte ieftină și o să mâncați foarte bine. Și am stat în sud 2 săptămâni și ok, am fost în zone turistice, dar nu am mâncat nici ieftin, dar nici măcar bun, adică era scump și prost. Da. Și apoi am fost în nord și despre nord cumva știam că este o zonă, ok, știam că e gastronomia foarte bună în nordul Spaniei, însă știam că ar fi mai scump decât sudul și a fost complet diferit, adică în nord am ajuns să luăm cina în centru, fără să căutăm sau așa, am ajuns într-un bar în nordul Spaniei și am luat cina cu 18 euro, cu băuturi, cu tot, 2 persoane și noi eram șocați că nu ne venea să credem, adică o porție de mâncare bună era 3,50 euro. Noi am crezut că o să ne vină o tapă de început, ceva la 3,50 euro. Da, chiar depinde așa de fiecare și depinde unde mergi, pentru că poți să mergi, nu știu, și într-o zonă ieftină și să ajungi în restaurantele alea turistice, mănânci prost și scump sau... Italia, cel mai bun exemplu în sensul ăsta. Unde? În Portugalia, prima dată. Am spart foarte mulți bani, voluntar sau in... Și acum când am fost, cum știam pe unde să mâncăm și ce locuri să evităm, am înjumătățit cumva cheltuielile. Poate da, poate mai puțin de atât. Spre exemplu, tot așa cum ai zis tu de restaurante, am ajuns în Portugalia, cred că a fost a doua noastră călătorie așa mai mare. Era în vara lui 2016. Și am ajuns acolo și am zis să mâncăm pește, că auzisem noi de pește de Portugalia imediat. De bacalau. Da, de bacalau. Și... Da. Ne-am dus să mâncăm la un restaurant, avea fructe de mare și pești puși în vitrină și ni s-a părut nouă. Și cu gheață, da. Frumos. Și am plătit foarte mult, cred că am plătit undeva la 15-16 euro pe porția respectivă și mi-a dus pește de jumătate crud. În momentul în care eu am zis, dar peștele ăsta e pe jumătate crud, mi s-a zis, nu, așa că mănâncă pește de la noi. Și n-am mai avut ce să zic. Și a doua zi ne-am dus într-o piață, am mâncat acolo cu 8 euro pește și a fost senzațional de bun. Adică... Exact. Da. Da, se întâmplă. Și exact de asta s-a făcut blogul evităm tourist traps-ul. Exact. Da, da, chiar sunt utile informațiile. Așa, nu știu, în general, cred că înainte nici eu nu mă uitam foarte mult, dar acum, dacă plec într-o destinație, pun un pic și pe YouTube să văd, pentru că, ok... Da. La mâncare poți să zici că gusturile nu se discută, poate mie îmi place restaurantul, la ție nu-ți place, dar în același timp să ai așa niște, nu știu, niște indicații, niște recomandări te ajută. Apoi poate tu ajungi acolo și zici, asta e că e restaurant doar cu pește, mie nu-mi place, dar măcar, nu știu. Nu, și noi în continuare citim blogul și ne uităm la oameni care au călătorit în destinațiile pe care vrem să le vizităm, în continuare facem lucrul ăsta. Da. În Elveția cum e mâncarea? V-a plăcut? Bine, nu cred că e foarte diferită, dar nu știu, cam ce ar fi acolo mai tradițional sau ceva? Cordon bleu, mi se pare că e cea mai tradițională rețetă de aici. Au o grămadă de feluri în care se prepară cordon bleu. Și e complet diferit față de ceea ce știm noi. În ideea în care folosesc o brânză specială, eu zic că e brânză puturoasă pentru că mi se pare că miroase foarte urât. Și nu folosesc șuncă presată cum se folosește în mod normal, tot așa folosesc o șuncă maturată, afumată, da, tot specialități locale și așa o bucată mare de carne. Adică noi doi putem să mâncăm liniștiți o porție și mai și rămâne. Da. Porțiile sunt foarte mari, cum de alte cazuri și în Germania. Da, la asta mă gândeam. Mai au sarmalele. Funzarea specială care se găsește numai aici. Tipic pentru cantonul ăsta unde suntem noi, Graubünden. Suntem la granița cu Austria și cu Liechtenstein. Le zice capunz și seamănă cu sarmalele noastre, mai mici puțin. Și asta că se fac cu foi de viță. Nu sunt cu foi de viță, e frunza specială care arată ca foia de viță. Nu știu cum se numește. E o frunză specială și arată exact ca frunza de viță, doar că ea crește doar aici, undeva pe munte. Da. În jurul nostru. Plantă locală. Da. După aia mai au cartofii aia răzuiți și prăjiți. Răstli. E un fel de tortilla, ca să zicem. Ce mai au? Fondue. Da. Fondiul atât de brânză cât și de ciocolată. Au foarte multe brânzeturi, cârnați,
șuncă. O grămadă de chestii din vânat, o grămadă de salamuri și cârnați locali. Și uite, încă o chestie legată de mâncare pe care noi, cred că am adoptat-o, ca să zic așa, ei întotdeauna mănâncă salată Înainte de înainte de masă. masă, au așa și numai niște frunze cu un dressing, de cele mai multe ori, mănâncă un bol tot așa micuț de supă cremă și după aia mănâncă felul principal, ca să Principal, zic da. așa, și după aia beau o cafea, bineînțeles. Nespresso. Da. Da. Și cumva lucrul ăsta e standard și dacă mergi la masă cu mai mulți oameni, îți dai seama cine e elvețian și cine nu. Dacă comandă o salată, știi clar că e elvețian. Dacă nu comandă salată, atunci Da. poate să fie orice altceva la noi. Da, în cultura lor, Da. cu toți cu care am fost la masă, toți comandau salată. Cu mulți am fost dintre ei și în delegație în România și acolo, na, la noi nu se obișnuie Da. să comande salată, fiindcă aș dori o salată și întreabă tânărul, asortată, de care să fie? Roșii cu castraveți? Da, nu, cum îi pot. Da. Și problema e că în România, de obicei, când comanzi o salată, vine salata mare, ca și fel principal. Da. Da. Ei sunt obișnuiți cu 3-4 frunze de salată și dressing, și în Elveția există doar două dressing-uri. Franțuzesc Da. și italian, adică ocet balsamic sau Sau, da. ceva sos de iaurt. Și nu contează că nu la supermarket sau un restaurant, asta primești. Nu există altceva sos de, nu știu, Caesar sau orice altceva. Deci destul de limitat și ca să completez ideea și la supermarketuri, de exemplu, aici în comparație cu Germania sau Austria, nu se găsesc așa de multe produse ca în alte țări. La supermarket nu prea se găsesc. Se găsesc, dar nu la aceeași calitate. Au o grămadă de produse proprii care nu sunt mărci recunoscute, să le zic așa. Și nu sunt foarte diversificați. Spre exemplu, ca și băuturi, ca și sucuri, noi suntem tot timpul limitați la Cola, Fanta, Sprite, știi, gama asta, după mai e gama Pepsi. Exact. Și mai au câteva băuturi locale, niște ceaiuri și o băutură pe bază de lapte acidulată. Dar nu suntem. Dacă mergi în Germania, găsești Fanta de căpșun, găsești Fanta de mac, noi suntem pe varianta clasică. Nu. Conservativi. Da. Dar cred că au și multe produse mai bio, așa, mai... pe calitatea produselor și spre deosebire de alte țări, mi se pare că în alte țări nu e așa mare diferență ca și Dați preț. în faptul că nu sunt membri UE, au reguli mult mai aspre și la, de exemplu, nu știu, calitatea provenienței Da. cărnii, legumelor și susțin foarte mult producătorii locali. Foarte bine. Tot ce vine local, tot ce vine bio, la supra preț, ca să zic așa. Și cumva îi susțin pe fermieri, Susțin da, țăranii, da. susțin economia țării. Și elvețienii au mentalitatea asta că ei cumpără numai de la magazinul care aduce produse de la fermieri și de la localnici. Pentru că există și varianta de Lidl, spre exemplu, dar oamenii merg la un alt supermarket unde știu că o să găsească o calitate mai bună sau o carne mai bună sau iaurt Exact. care vine de la o fabrică locală și mai departe. Hai că și tu ai luat. Deși am luat. Da, nu mai bun, E puțin mai scump, dar nu, gustul nu se compară. da. Nu. Da. Și asta e mentalitatea lor și asta fac elvețienii. Cum sunt ei în general ca oameni? Cum îi vedeți și în relația față de, nu neapărat străini, dar expați, dacă se poate să zic așa? Ei nu au ceva cu românii, că dacă asta ai vrut să întreb, că na, noi ca Nu români neapărat de români, în văzut general. e diferit în alte țări, gen Italia sau așa, când vede că ești român, deja se uită altfel la tine. Nu, în Elveția nu se aplică asta. Ei au ceva cu oricine, adică ori ești elvețian, ori ești altceva. Da. Nu, ești străin și atât, nu contează de unde vii până la urmă. Ei se așteaptă ca oricine să se conformeze conform cu regulile lor și ca și, nu știu, o politețe, o prietenie de suprafață, poți să o legi cu orice elvețian, de suprafață, repet, dar dacă vine vorba să, nu știu, te ajute cu ceva, să
te ajute să împingi mașina în caz că nu-ți mai pornește sau așa, nu, n-o să te ajute nimeni niciodată și nici n-o să iasă cu tine la un bere sau un suc dacă nu ești de al lor. Ei sunt foarte, foarte conservatori și cumva în momentul în care tu ești străin, ți-au pus eticheta respectivă și nu contează, tu poți să fii cel mai cel, dar în fața lor și în ochii lor tu ești un străin și niciodată nu o să te vadă ca parte din grup, din națiunea lor, din țara lor. Da. Și cum a zis și Sebi, sunt foarte respectoși, dar în spatele zâmbetului fake nu e nimica practic. Așa, cred că sunt ei mai reci, mai noi asociăm tot timpul cu nordicii. Mi se pare că Elveția, de exemplu, are mai multe lucruri în comun cu Norvegia și chiar se înțeleg foarte bine decât cu Germania. Da. Adică, sau Austria. Sau Austria, da. Corect. Mai devreme vă întrebam în ce zonă Elveției locuiți, pentru că sunt curioasă cam ce excursii de o zi puteți să faceți prin interiorul țării sau un pic prin vecini, un pic despre turismul intern și escapadele voastre așa de weekend sau de o zi. Noi stăm în Graubünden, cum am spus și mai devreme, cantonul aflat la graniță atât cu Austria cât și cu Liechtenstein. Și suntem undeva la o oră și jumătate de mers cu mașina de Zürich, de orașul Zürich. Cantonul nu e foarte ofertant în ideea în care, în afara peisajelor, că da, are cele mai frumoase, sau cel puțin așa se laudă cu cele mai frumoase peisaje. Cel mai natural, sau da, cel mai natural păstrat. Aici vezi capre de munte, o grămadă de rute de hiking, pentru biciclete. O grămadă de lacuri, da, o grămadă de une ruine romane avem. Da. Drumurile montane sunt iarăși foarte frumoase. Capitala cantonului e cel mai vechi oraș din Elveția. Și cam atât ai putem spune despre cantonul nostru. Cred că cele mai frumoase locuri din Elveția se află în afară, de, ca să zic așa. Și cum ai zis și tu, Zürich, e la o oră și un pic. La o oră jumate. Cam așa, o oră jumate de noi. După aia, lângă Zürich, cam la 30 de minute de mers cu mașina, se află, zic eu, cel mai frumos oraș din Elveția. Lucerna, da? Lucerna, așa se numește. Nu Planta, orașul. Așa. Zona de acolo e foarte frumoasă pentru că există și lacul Zürich și lacul Lucerna. Și sunt foarte, foarte multe peisaje, poți să mergi cu funicularul pe munte, chiar e foarte frumoasă zona respectivă și noi tot timpul încurajăm pe oameni să meargă. Dacă vrei să vezi Elveția, trebuie să mergi acolo pentru că e foarte, foarte frumos. E mijlocul, miezul. Și după aia, noi anul ăsta am călătorit foarte mult în Elveția. Da, am văzut toată partea franceză, capul de afiș Geneva. După aia Montreux, orașul lui Freddie Mercury, unde are o statuie. Și orașul meu preferat, ca să zic așa, din tot ceea ce am văzut anul ăsta. După aia Lausanne, cu tribunalul de arbitraj sportiv. Sunt o grămadă, toate sunt pe malul lacului Geneva și toate oferă câte ceva. Am fost și în satul în care a luat naștere brânza Gruyère. Pentru cine e obișnuit să, nu știu, să mănânce, să încerce tot felul de brânzeturi, Gruyère e foarte renumit aici și am fost chiar acolo unde se face brânza și statul e foarte, foarte drăguț. Și așa e rupt din poveste. După mai Berna. Berna, capitala, da. Acasă la Einstein, unde a scris teoria relativității. Ca să se poate vizita. Da. Au și patru urși care sunt în... undeva în apropierea râului și se pot vedea de pe un pod. Da, sunt liberi, dar totuși în captivitate. Da. Și ce mai fi? Zona Interlaken, iarăși, foarte frumoasă. Eu zic că la capitolul peisaje montane, Interlaken arată mult mai bine decât cantonul nostru, pentru că în Interlaken sunt două lacuri imense și sunt mai multe orășele și stațiuni montane și arată superb. Lauterbrunnen, atât vara cât și iarna. Da. Lauterbrunnen și orașul Interlaken sunt super, super faine și mai e o mică așa, o fâșie de pământ pe mijlocul lacului și la capătul ei se află un castel și chiar e foarte, foarte frumoasă zona respectivă. Ce am mai văzut? Lacul Brinz, nu? Da, lacul Brinz, tot acolo. Da, e unul din cele două lacuri din Interlaken și are o culoare de... Nu există așa ceva, parcă ar fi luat cineva vopsea turcoaz și ar fi pus o pătată în lac. Și cel mai,
Celebru, probabil, vârful Matterhorn. Da. Imaginea emblematică Elveției, cea care se află și pe... Toblerone. Da. Dacă ești da. Toblerone, e muntele, respectiv și la Matterhorn. Nu, nu avem Toblerone, dar... Ba, da. Nu avem. Nu avem Toblerone. Și cam atât ar fi. Sunt multe locuri, că nici noi nu cred că am reușit să vedem cam tot ce era de văzut, că probabil sunt o grămadă de locuri din astea mai puțin cunoscute. Dar am parcurs obiectivele pe care ni le-am propus. Acum dacă se mai ivesc altele și o să auzim de un mod, cu siguranță o să mergem. Întotdeauna se ivesc așa, oricât de bine ai cunoaște țara, mereu sunt locuri noi. Și turism extern, ca să răspund la, și la întrebarea asta. Cum ziceam, aveam Liechtenstein, nu e cea mai ofertantă țară din punct de vedere turistic. Sunt practic 5 să duce unul lângă celălalt și în 20 de minute probabil ai parcurs-o pe toată. Nu are foarte multe de oferit. Nu. Dar e drăguț să te oprești dacă ești în zonă. Da. Adică nu mergi special pentru Liechtenstein, dar dacă ai ajuns în zonă, e o ocazie să faci excursie de o zi. Mai avem lacul Bodensee, lacul Constanz din Germania, care are granița atât cu Elveția, cât și cu Austria și Germania. Avem Bregenz, un oraș din Austria, sau Lindau din Germania, și practic ambele sunt pe malul aceluiași lac. Și suntem la o oră jumătate de Innsbruck. Din Austria. Și am uitat să vă mai spunem de un loc foarte frumos din Elveția, de Riviera Elveției, ca să zic așa, da, Riviera italiană pusă în Alpi, Lugano. Lugano e un oraș în partea, în cantonul italian, ca să spun așa, acolo se vorbește italiană, și e locul ăla în care mergi iarna și stai la umbra unui palmier în timp ce vezi munții acoperiți de zăpadă. Și e foarte, foarte drăguț și are așa un vibe de vacanță și vara e super să te plimbi pe malul lacului, auzi italiana, ai impresia că ești în Italia și mănânci înghețată și ai munții în jur, gelat. Flori și gelat. Da, e foarte, foarte frumos, e unul dintre locurile noastre preferate. Super, abia aștept să mi le notez așa bine când o să editez clipul, să mi le pun. Mi-ar plăcea să vin, chiar și ne gândeam așa să facem un itinerariu cu mașină, cu camperul. Ar fi, cum sunt taxele de autostradă, cum ar fi costurile așa mare pentru un itinerariu cu mașină, în general, de vreo 2 săptămâni? Pentru camper nu știu cât costă exact taxa de autostradă, dar pentru o mașină normală, îi 40 de franci pe an. Da. Deși nu poți să-ți cumperi pe zi, pe săptămână sau pe lună, ai doar varianta pe an, indiferent că treci 8 o oră sau că tranzitezi 360 de zile. Și spre deosebire de țări unde se plătește vigneta la kilometru, aici nu ai vigneta respectivă pe tot anul. Dacă țin bine minte, e valabilă din decembrie până la sfârșitul ianuarie, exact, anul viitor, deci undeva la 11-12 luni. 13-14 luni. Și cum ai zis și Sebi, nu știu pentru mașinile mai mari cât costă, dar nu cred că e mult mai scump. Nu, adică sub 60 probabil. Da. Deci nu se plătesc taxe de autostradă cum se întâmplă prin Franța, cumperi okay. respectivă de la benzinărie, o lipești din cam și aia e tot. Și referitor la treaba asta, tot timpul cineva
Tot timpul oamenii m-au întrebat dacă e posibil să eviți autostrăzile ca să nu mai plătești acea taxă, pentru că persoanele consideră că e foarte mult să plătești și pe bună dreptate, dacă stai 3 zile în Elveția, e foarte asta mult. Asta depinde cât de mult stai. Dacă vei călători o lună, ți se pare super ok să plătești. Da. Adică, ca și o mică paranteză, noi când am fost pe Costa de Azur anul ăsta în Franța, pe noi pe un drum, adică am plecat de la Lyon până la Marseille și am plătit vreo 30 de euro. Da, exact. Da. Și da, poți să eviți, ca să răspund la întrebare, poți să eviți autostrăzile. În primul rând, trebuie să fii foarte atent, ca să fii sigur că nu ești pe autostradă, că s-au întâmplat, am auzit povești că i-am mers numai pe drumul național și am intrat din greșeală pe autostradă și a venit amenda. Da, pentru că e foarte greu să le delimitezi drumul național de autostradă. Și în al doilea rând, ca să mergi numai pe drum național, asta înseamnă că trebuie să urci până la cota 2000 pe munte, pe o parte și să dai pe cealaltă parte jos. Și riști ca drumul să fie închis, să fie zăpadă, chiar și în luni, precum mai, iunie, poate să fie zăpadă pe munte. Și atunci nu merită să... Adică e un cost necesar, da, un cost în necesar. Altă ordine de idei. Dacă stai mai mult de 2-3 zile, mi se pare imperativ ca să ai și taxa de autostradă dacă vii cu mașina. Exact. E cea mai rapidă cale de a ajunge de la A la B. Mai apoi ar fi benzina, cu foarte important într-un road trip. Benzina cât a fost? Mai scumpă în Elveția decât e în restul Europei Centrale, să-i spun așa. În momentul de față e undeva pe un litru de diesel 1.5 franci. Totdeauna dieselul e mai scump decât benzina. Cred că Elveția e singura țară în care dieselul e mai scump decât benzina. Da. Cu câțiva accenți acolo. Dar în rest, ce-ar mai fi de zis? Benzina, autostradă, cazare. Cazare? Cum sunt cazările? Păi cum sunt? Camper-van-ul, dacă veniți în Elveția, sunt o grămadă de locuri, chiar în zona de camping. Da, sunt o grămadă de locuri de camping și... Nu știm cât sunt pe noapte. Sau hoteluri, așa, în general. Cum sunt prețurile la cazări? Hotelurile tind să fie destul de scumpe și contează foarte mult zona în care mergi. În oraș, ca peste tot, întotdeauna o să fie mai scumpă. Dacă ai mașină și mergi într-un sat din apropiere, s-ar putea să găsești un guest house care să fie mai ieftin, cu câțiva zeci de euro. Noi, dacă ar fi acum să facem turul prin Elveția și am avea nevoie de cazare, probabil am optat pentru Airbnb, pentru că Airbnb-urile sunt mult, mult mai ieftine. Noi, când am fost în partea franceză, am plătit pe Airbnb 40 de franci pe noapte. Cum am zis, a fost într-un sătuc uitat de lume, dar am avut liniște, am avut mașina la dispoziție și a fost perfect pentru noi și a fost ieftin. Da. Poate pentru că ați vizitat anul ăsta sunt prețurile destul de scăzute. Se poate și asta, dar oricum mai ieftin decât hotelul. Spre exemplu, la noi în oraș, Ibis, cred că Ibis ar fi așa un punct de referință ca și Big Mac, spre exemplu, Ibis costă 120 de euro pe noapte. Da, de franci. 120 de franci, da. Este un pic mai scump decât în alte orașe mai europene, unde, nu știu, media, să zicem, că ar fi cam la 100. Da, păi și Barcelona, cred că are o problemă cu hotelurile. De fiecare dată când am fost niciodată, nu prea am găsit hoteluri ieftine în Barcelona. Nu, sunt prețurile destul de ridicate. La data viitoare știm la cine să apelăm. Da, sigur. Nu știu dacă ai găsit, mai ai, nu? Că tu aveai niște apartamente super drăguțe de închiriat, nu? Da. Doar că momentan, turismul fiind foarte scăzut, apartamentele turistice sunt în închiriere lunară anul ăsta. Am înțeles. Și practic din primăvara anului viitor vor fi din nou turistice, doar că acum chiar e turismul la pământ. Adică, da. Mai ales, nu știu, mai ales Barcelona, pentru că am călătorit prin nord și era destul de multă lume. Prin sud, puțin turiști, adică în sud era tot așa destul de trist. Cumva stațiunile astea mai turistice le-am văzut cam cele mai părăsite și locuri, nu știu, mai rurale din Asturia sau, nu știu, orășele mici de care nu auzeai, erau full. Deci seara ieșeam cu Florin să mâncăm doar la ora 7, pentru că dacă nu mai găseai nicio masă, nicăieri. Ok. În Spania nu
Că se mănâncă pe la 10, așa, adică Da. noi fiecare dată când mergeam nouă ne era foame mult mai devreme și E am plecat. bine, e bine pentru noi și nouă la fel ni se întâmplă. Și e bine pentru că dacă vrei să ieși pe nouă, nu prea găsești. Și asta m-a surprins că în nord, nu știu, orășele de care nu auzisei până atunci, ajungeai și erau full. Și nu doar de localnici, erau și turiști mulți. Se călătorea foarte mult cu mașina, cumva foarte multe persoane au făcut așa itinerarii cu mașina prin nordul Spaniei, San că sunt și Sebastián, mai... wow, nu? Da. Și da, în Barcelona anul ăsta ciudățel, să vedem. Și cu atâtea restricții, cu restaurante închise, cu tot. Și aici un pic, pentru că noi, spre exemplu, în aprilie, efectiv ne săturasem să stăm în casă, pentru că nu am mai călătorit din ianuarie până în aprilie și am vrut să mergem undeva. Și ne-am gândit noi să facem ce puteam să facem, ne-am urcat în mașină, ne-am dus 150 de kilometri mai încolo, ne-am dat în Airbnb. Da. Vacanță. Bine, era și o perioadă în care aveam foarte multe probleme cu vecinul de deasupra, de aia ne-am și mutat între timp. Noi eram acasă, el era acasă, făcea foarte multă gălăgie și efectiv simțeam nevoia să ieșim undeva. Și cum am zis, ne-am dus 4 kilometri mai departe și orașul atât de gol, da, nu erau deschise restaurante, magazine, hoteluri, nimic nu era deschis. Da, era atât de gol orașul și a fost așa, o să cam față Da. de 2 luni mai Da. târziu ne-am reîntors și arăta cu totul și cu totul altfel. Exact. Da. Care a fost prima destinație de după carantină? Prima destinație de vacanță. Aici avem o poveste foarte faină. Granițele Elveției au fost închise până în 15 iunie. În 18 iunie era ziua lui Sebi și noi tot timpul de zilele noastre de naștere eram plecați undeva, era așa un fel de cadou, mergeam undeva într-un loc nou. Și de ziua lui trebuia să fim în Islanda, s-a amânat, bineînțeles. Și noi am zis că dacă granițele se deschid în 15 iunie, noi nu plecăm imediat, pentru că o să fie încă nebunie, o să fie așa o situație foarte ciudată, foarte probabil foarte multă tensiune, nu plecăm, mai stăm așa vreo 2-3 săptămâni. În 17 decembrie, în 17 iunie, și-am urcat în mașină Și am fost la Berlin. și-am plecat în Berlin. Da. Sunt Berlin, deci nu am avut niciun plan, nu ne-am luat cazare în Berlin, am vizitat niște prieteni, după aia am mers mai departe în Lübeck să ne cumpărăm marțipan, pentru că acolo e capitala mondială a Unde a fost marțipanului. inventat? Da. După aia am mers mai departe în Hamburg, am coborât, am vizitat câteva castele de pe Valea Valerii. Rhinului și ne-am întors acasă după o săptămână, dar nu am avut cazare, nu am avut nimic planificat, efectiv am Ne zis luam acum, atunci în ziua respectivă, unde ne opream da. la cazare. Și chiar ziceam, uite, că noi am zis că nu mergem niciunde și pur și simplu gândul ăla că suntem liberi după 5 luni în care n-am fost niciunde, a fost așa, acum ne luăm și plecăm. Și a venit așa. Noi când în Spania erau toate drumurile închise și practic pe 22 iunie se eliminau restricțiile, puteai să ieși, puteai să ieși din Catalunia. Noi în noaptea dinspre 21 spre 22 am calculat astfel încât la graniță să fim la 12 noaptea, la 12 și un minut să trecem. Și chiar a fost tare că ieșisem și a doua zi, practic nici nu știa toată lumea că se poate ieși, că abia se eliminase restricția. A, că voi doi în Barcelona, păi nu mai sunt restricții, nu mai sunt de acum câteva ore, că nu eram deja departe. Fost o perioadă mult prea complicată atunci. Și iarăși a fost ciudat pentru că noi în toată perioada asta din martie, de când s-a închis Elveția, noi n-a trebuit să purtăm mască, nu a trebuit să facem absolut nimic. Chiar atunci când am fost în partea franceză, prin aprilie, am avut mască la noi. Și țin minte că am intrat într-un magazin și ne-am pus masca, că mi s-a părut nou că e aglomerat și eram în cel mai afectat canton din Elveția. în Și Lozan. efectiv s-au uitat oamenii la noi, atât de urât și ne aruncă priviri din Da. alea și dar Uite noi și la dacă ăștia, ceva de genul. probabil credeau că noi suntem bolnavi și vom așa pe stradă și atunci nu, noi n-am avut măști, dar în schimb înainte să plecăm în Germania aveam câteva măști acasă și noi din obișnuință le-am uitat. După aia a trebuit să alimentăm până în Berlin și n-am avut mască și nu puteam să intrăm fără mască în benzinărie și am improvizat un tricol, l-am pus așa după cap, Da. trebuie așa, un fel de, nu știu, Taliban. da, cu tricolul respectiv și a fost foarte ciudat. Completam o grămadă de foi la restaurante cu datele noastre să ne Da. identificăm. Da. Și Bine, după... acum nu se mai practică, atunci se practica. Da.
Da, și Da. după aia nu cred că 2 săptămâni, mai târziu am Da. plecat pe coasta de Azur. În Franța. Da. Și a fost așa la fix, pentru că noi am vrut să amânăm până în septembrie și am dat seama că dacă am fi amânat până în septembrie, nu am mai Ar finis fi fost deloc. prea târziu, exact. Da, și cred că ați prins și vreme bună. Da. Foarte bună. Și nu prea mulți turiști, ceea ce e un plus în orașele Exact, da. aglomerate. Exact. Și mai ales dacă mergi cu mașina, e altceva, găsești locuri de parcare. Mi s-a întâmplat la fel. Ok, era puțin trist, așa că vedeam că sunt toate afacerile afectate, o gândeam și din partea asta, dar în același timp călătoreai cu mașina și găseai locuri de parcare cam oriunde, inclusiv pe faleză, găseai, adică nu mai aveai probleme, ajungi într-un oraș turistic și stai să te învârți de 1000 de ori și găsești numai parcări cu plată și cele mai scumpe și Da, chiar da. asta a fost Cazarea era mult mai ieftină. clar, da. Că am fost flexibil, ne-a permis așa să ne și extindem un pic vacanța. Dacă ziceam că rămânem o noapte într-un oraș, ne-a plăcut foarte mult Lyon, am mai rămas încă o noapte. Pentru că nu eram cumva așa contratimp. Important era să ajungem peste o săptămână acasă și să ne Da. mutăm acolo. Ajută lucrul ăsta. Cumva cred că asta ne-am Da. schimbat anul ăsta, să fim mult mai spontani. Că dacă mergi cu avionul, aia e, ai data Da. de plecare și data de întoarcere și nu mai poți să zici, ok, mai stau două, adică poți să zici, dar na, o să te coste în plus. Exact. La noi asta ne-am bucurat cam cel mai mult, mai ales că da, am fost cu camperul și tot așa. Ne plăcea un loc, stăteam, n-aveam cazare sau nouă ni s-a întâmplat foarte mult să mergem cu mașina în funcție de vreme. Adică am ajuns în San Sebastian și am văzut că plouă, o să plouă în următoarele 3-4 zile pe toată coasta, mai puțin în A Corunia, dar A Corunia era la vreo 600 de kilometri. Și am zis, Partea hai! cealaltă către Portugalia, la Corunia. Cum? Zic, în partea cealaltă către Portugalia. Exact. Am făcut toți kilometrii într-o zi, am ajuns un pic obosit, dar am zis, măcar e vremea bună acolo și facem itinerariul cumva din A Corunia la întoarcere. Invers, da. Am schimbat planul de la o oră la alta doar gândindu-ne că plouă și am zis, ce rost are, stăm aici, o să plouă, poate ajungem în A Corunia peste o săptămână, vine norul după noi și Da. am schimbat. Da, contează foarte mult. Prin Elveția, cum e vremea? Acum e neobișnuit de cald. În octombrie am avut, cred că, 3 anotimpuri, în ideea în care am avut 2 zile în care a nins. De fapt, nu, o seară și toată noaptea a nins, dar a nins așa ca în povești. Și mâine o să nică. Nu știu cum e. Și mâine o să ningă, dar e așa, vreme foarte schimbătoare în perioada asta, dar e și foarte frumos, pentru că totul e colorat, da, Cum sunt scuzele mulți ruginii, copaci, da, exact. da, da. Și așa rece și de multe ori vezi așa că se lasă ceața și smulți așa acoperiți de ceață și satele pe munte, așa ca și peisaje foarte frumos în perioada asta și ne recomandăm primăvara Cred. și toamna pentru călătorii în Elveția. Noi oricum ne place să călătorim mai mult primăvara sau toamna decât vara, pentru că vara, în primul rând, e foarte aglomerat peste tot. Biletele de avion sunt mult mai scumpe, cazările sunt mult mai scumpe, indiferent unde mergi. Și tot timpul mi s-a părut că o călătorie, nu știu, în octombrie, noiembrie, e mult mai puțin costisitoare decât Da. una în iulie-august. Da, așa e. Cred că Elveția îi deschisă pentru turiști. Elveția, în momentul de Da, față, e da. deschisă pentru turiști, da. Deci ar fi o alternativă pentru cine chiar vrea să Da. plece. Ok, pentru că ați călătorit atât de mult și îmi plac foarte mult poveștile voastre și aventurile prin care ați trecut, aș vrea să ne spuneți, nu știu, câteva lucruri pe care voi le recomandați. Și ce nu recomandați atunci când vine vorba de călătorii, de organizare și, nu știu, ce ar trebui să știm și ce ar trebui să afle ascultătorii? De ce nu recomandăm? Nu vă luați niciodată hoteluri scumpe. Din experiență vă spunem că hotelul e ultimul lucru de care te aduci aminte. Nu o să-ți aduci aminte cum era salteaua sau cum se deschidea geamul, nu. O să-ți aduci Sau câte aminte, pahare aveai în da, cameră sau. da, o să-ți aduci aminte de toate lucrurile frumoase pe care le-ai trăit și le-ai experimentat în vacanța respectivă. Și până la urmă, în hotel stai cel mai puțin. Dacă ar fi să vorbim așa ca și ore dintr-o zi, hotel stai cel mai puțin. Cât dormi? Și atât.
După aia, să vedem ce important e să fii obosit la finalul zilei. Dar picioarele înseamnă că ai mers. Să te atingi numărul de pași pe aplicație. Da. Nu vă recomandăm să mâncați în zonele turistice. Exact cum am vorbit și mai devreme, în zonele turistice, de cele mai multe ori, mâncarea e destul de scumpă. Pentru la că suprapreț. Da, no. Pentru turiști. Și nu e neapărat cea mai bună. V-am povestit experiența noastră cu Lisabona. Așa, și al treilea lucru, ce nu mai recomandăm? Cum am zis mai devreme, să nu mergeți în sezon, iulie-august. Da, da. Adică dacă vreți să aveți parte de o experiență mai diferită, autentică. Mai autentică, da. Să aveți mai mult spațiu în jurul vostru sau să economisiți bani, atunci lunile cele mai potrivite sunt octombrie, noiembrie, spune, și undeva martie. Aprilie e destul de diferit, de cum cade Paștele. Și dar mai, da. Plus că în multe locuri din Europa, în mai și în septembrie, încă poți să faci plaje. Am făcut exact. Septembrie în Portugalia și credeam că o să fie foarte frig din cauza că e ocean și nu, chiar am făcut să fac plajă. Chestia pozitivă care noi am văzut-o anul ăsta, și, mă rog, mai mult anii trecuți decât anul ăsta, au fost foarte puțini chinezi în comparație cu restul anilor. Adică și cea mai mare învălmășală în, nu știu, piețele publice sau așa, sunt date de chinezi. De grupurile foarte mari, pentru că ei călătoresc în grupuri foarte mari. De cele mai multe ori călătoresc în grupuri vara. În lunile de iarnă nu prea îi vezi. Da. Și dacă vrei să ai parte de spațiu, pur și simplu trebuie să uiți de... Să poți respira. Da, trebuie să uiți de lunile standard de concediu, iar dacă job-ul îți permite să fii flexibil, atunci... Cu atât mai mult. Da, cu atât mai mult. Și ce recomandăm? Recomandăm să luați orașele la pas, să luați locurile pe care le vizitați la pas, pentru că dacă te urci în taxi și mergi de la un punct A la punctul B, poți să ratezi o grămadă de locuri faine, poți să ratezi efectiv vibe-ul al orașului, nu știu. A, asta e în funcție și de cât timp ai la dispoziție. Exact, de cât timp ai la dispoziție. Dar dacă e un oraș, nu știu, acum vine în cap Cracovia din Polonia, unde au o grămadă de piețe și care se pot vizita foarte ușor pe jos, unde toate obiectivele turistice sunt într-o rază de 2-3 km. Mi se pare că ăla e farmecul până la urmă, să treci pe lângă fiecare măcar de două ori. Și mereu descoperi locuri noi. Țin minte în Porto că mergeam și în Porto e foarte greu să mergi pe jos pentru că au străzile în pantă și e foarte, foarte obositor. Dar efectiv ajungeai într-un loc, te uitai în stânga, în dreapta, și vedeai un loc frumos, te duceai acolo, după aceea te uitai în stânga, vedeai alt loc frumos, iar dacă nu te pierzi așa pe străduțe, mi se pare că ratezi foarte multe locuri frumoase. După ce mai recomandăm? Să mă gândesc. Mâncarea locală. Noi suntem niște gurmanzi și ne place să încercăm, să mergem, să gustăm lucruri noi, să mâncăm unde mănâncă localnicii și mi se pare că poți să descoperi o cultură sau o țară și din perspectiva culinară, din perspectiva mâncării. Și e foarte fain să mergi, lucrul ăsta se practică foarte mult în Asia, să mergi să te așezi la masă cu niște străini, cu localnici și efectiv să stai să mâncați împreună și e așa o atmosferă foarte prietenoasă. Da, ceea ce la noi în Europa nu se practică deloc, adică dacă vezi pe cineva la masă, oricum mergi în inerție și te pui la altă masă, exact. Nu te pui cu altcineva. Exact. Noi chiar am pățit asta în Singapore, când ne-am așezat la o masă, era masa goală și dintr-o dată a venit o familie, bunica, bunicul, părinții, copiii, s-au așezat. Rapid totul. Așa, ce să vă mai recomandăm? Acum... Eu când gândesc, știi, și asta, ce să mai recomandăm? Deci mâncare, am zis. Mersul pe jos. Vă recomandăm și să descoperiți locuri care nu sunt neapărat mediatizate. Pentru că sunt foarte multe locuri frumoase care nu fac parte din portofoliu, să spunem, marilor operatori. Cel mai bun exemplu cred că e Franța, adică toată lumea merge la Paris și atât. Dar e mai romantic, Lyon e mai frumos, e mai așa idilic și nouă ne-a plăcut Parisul, dacă ia rol așa parizian, dar și Lyon e foarte frumos. Despre Lyon nu prea vorbește nimeni. Exact. Și părerea mea e că
ar trebui să călătoriți după ceea ce simțiți. Dacă simțiți că vreți să vedeți numai plajă sau numai destinații naturale, ca să zic așa, numai peisaje naturale, atunci faceți-o. Nu contează că cineva spune că, vai, dar trebuie să vizitezi nu știu ce oraș. Pur și simplu să călătoriți așa, după cum dictează inima. Și ceea ce ne-a învățat cel puțin pe noi ultimul an a fost să nu mai amânăm anumite lucruri. Da. Pentru că noi tot aveam tendința să zicem, las că merem peste vreo o lună, las că merem peste jumătate de an, las că mergem peste 2 ani și uite că s-au dus o grămadă de destinații pe care puteam într-un fel sau altul să le facem anul trecut. Da, da. Dar n-am mai avut ocazie. Da. Asta e o lecție pe care am învățat-o anul ăsta ultima. Te bucur, dacă ai oportunitatea și șansa să o iei atunci, să nu mai aștepți, pentru că nimic nu e permanent. Da. Garantat. Și o altă recomandare, să vizioneze vlogurile de călătorie. Da, nu facem recomandările astea deocamdată, pentru că suntem încă la început. Și cumva eu sunt așa, nu neapărat că mi-e ciudă, dar mi se pare că am vizitat atât de multe locuri în care poate nu o să mai ajungem și nu am filmat atunci nimic ca să, nu știu, să oricum arăt. Videourile astea sau vlogurile pe care am început să le filmăm, le facem în primul rând pentru noi, da. Nu ne-am gândit niciodată că o să avem mii de subscriber, de abonați și că o să facem ceva bani din YouTube, absolut deloc. Cum se gândesc foarte mulți oameni, pentru că mulți YouTuberi se gândesc că o să facă o carieră din asta și o să se întrețină din jobul ăsta. Din donații. Da, din donații, din reclame, din ce se mai face. Da, din cum se mai fac banii pe YouTube. Noi nu, n-am vrut asta. Noi facem, nu știu, vlogurile pentru noi. Sunt niște filmulețe în care, la care cred eu că o să ne uităm când o să avem 80 de ani și probabil că nu o să ne mai aducem aminte din tinerețe nimic. Așa, atunci ne uităm la video, să ne aducem aminte. Și mai... O să fie super interesant. Și eu mă gândesc la asta de multe ori. Cum o să fie. Dăm pe aici, pe acolo, informații utile, așa cum facem și pe blog. Încercăm să arătăm prin vlogurile noastre un pic mai mult decât ceea ce poți arăta printr-o imagine. Și de asta filmăm prin toate locurile în care mergem, mai facem câte un vlog, mai arătăm din Elveția, mai vorbim despre viața în Elveția, pentru că știu că sunt foarte mulți oameni curioși despre cum să te muți în Elveția, ce să faci, unde să mergi. Adică încă primim o grămadă de mesaje, cât sunt salariile în Elveția, despre job, cum pot să ajung în Elveția și așa mai departe. Și noi încercăm cumva... Salariile sunt în funcție de fiecare. Exact. Până la urmă, da. Și cam asta facem noi pe vlog deocamdată. Da. De asta nu vrem să spunem, da, veniți pe YouTube. Nu, dacă considerați că ceea ce facem noi e frumos și vă place și v-ar fi de folos, noi o să fim acolo mereu. Până ne plictisim și ne apucăm de altceva. Eu sper să nu vă plictisiți prea repede. Cred că tu poți să confirmi asta, că odată ce ai prins gustul de filmat, de arătat imagini, de... nu poți să te lași. Da. Că simți așa. Eu o să las linkurile în descriere și chiar sper să intre persoane, pentru că, nu știu, lăsând și vlogurile, mai ales pe Instagram, postați foarte multe chestii interesante. Foarte, foarte multe. Și știu cât timp vă ia să faceți toată treaba asta și sunt chestii super, super mișto. Mie îmi plac și sunt fan. Încercăm să lăsăm așa o nu știu, să lăsăm amprenta, să lăsăm ceva bun în urmă noastră, în domeniul ăsta călătoriilor. Super. Mi-a părut foarte bine că am avut această discuție și am aflat și eu la rândul meu multe lucruri noi. Vă mulțumesc din nou că ați apărut în podcastul meu, în lecția de călătorie, și să ne auzim cu bine. Sigur, poate ne mai vedem și cu alte ocazii. Sigur, sigur. Mulțumim! Mulțumim! Ciao, ciao! Pa!